țările cu nivelul de trai mai scăzut sunt destinații ideale pentru călătoriile cu buget redus. Nu este mare diferența între plajele Europei sau Americii Latine, Africa sau Asia, diferența simțindu-se numai în preț. Vei avea parte de aceeași relaxare și de aceeași briză. Hotelurile, transportul, mâncarea și băuturile sunt mult mai economice în țări mai puțin cunoscute și călătorite. Pentru o vacanță low cost, poți să vorbești direct cu agenții de turism din țara destinației tale. Există numeroase pagini web care îți oferă pachete promoționale și reduceri. Agenții locali cunosc cel mai bine piața și îți pot oferi mai multe informații ajutătoare. De asemenea, la sfârșit de sezon se plătește mult mai puțin decât în perioada de vârf pentru aceleași servicii. În același timp, dacă îți vei programa bine această călătorie, în afara sezonului va fi și mult mai lejer, plăcut și relaxant. Una din devizele călătorilor cu buget redus este să nu plătești prea mult pentru lucruri pe care nu le folosești. Cu aceleași facilități, un hotel de 5 stele va costa dublu față de unul de 4 sau 3 stele. Cei mai mulți care călătoresc folosesc hotelul doar pentru dormit, deci nu are sens să plătești în plus pentru piscină, internet, când nu ai de gând să le folosești. O parte din companiile de zbor oferă și cazare în prețul biletului în hotelul aeroportului. Însă asigură-te că hotelul și aeroportul nu sunt departe de oraș, altfel banii economisiți se vor duce pe taxi sau transport. Poți în același timp să-ți achiziționezi biletele cu câteva luni înainte de călătorie, beneficiind astfel de prețuri mici. Dar nu uita, să fie ieftin nu e totul. Asigură-te că locația este mereu sigură. Siguranța este pe primul loc.